Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și data fiind că una dintre principale componente al performanței este încrederea în sine, chiar de asta vorbim astăzi. Lipsa de încredere în sine arată ca o pandemie, dacă m-aș baza pe reviste și pe seminarii și pe video de pe YouTube, de pe oriunde. Toată lumea se plinge de lipsa de încredere în sine. Se pare că într-adevăr e o problemă și sub multe forme se oferă anumite soluții. Încredere în sine. Încredere înseamnă că ai o credință despre ceva. Încredere în sine înseamnă că crezi sau nu crezi că ești în stare să faci ceva. Dacă nu crezi că ești în stare, înseamnă că nu ai încredere în tine. Eu nu înțeleg unde ar fi problema asta. De fapt, ca orice credință, poate fi greșită, pentru că eu poate cred că nu sunt în stare să fac un lucru și de fapt aș fi în stare, dar, atenție, se poate și invers, poate cred că sunt în stare să fac un lucru și de fapt nu sunt. Eu sunt mereu un pic tulburat și foarte îngrijorat de soluțiile pe care se propun pentru această pandemie de lipsă de încredere în sine. Pentru că la un moment dat se pare că soluția cea mai răspândită este sta pe un fotoliu, intră în stare de transă și autoipnoze și începe să te repeți, sunt cel mai bun și în cel mai tare, le știu pe toate. Acum, dar vi se pare că nu sunt destui de aroganți incompetenți care le știu pe toate pe planeta asta, fără să mai adaugăm alții? Deci, eu chiar nu înțeleg cum cineva poate să creadă că asta e o soluție. Dar imaginați-vă un moment, cineva care abar nu are despre cum se pilotează un avion, face ședință de autoipnoză, se convinge că este în stare să piloteze un avion, urcă pe avion și încearcă să zboare. Ați urca pe acel avion? Ecco, tocmai. Deci, hai să fim serioși. Când e vorba de încredere, despre competență, nu există altă soluție decât să capați competența necesară. E ceva foarte banal. Adică dacă eu am de dat un examen la matematică, degeaba stau în fotoliu și mi repet cât de bun sunt la matematică. Pur și simplu trebuie să studiez și să mă pregătesc. Eu cred că o problemă mare în sensul ăsta e faptul că dăm o anumită valoare, dar lipsa de competență este absolut acceptabilă. La un moment dat, eu, dar fiecare dintre voi, presupun că aveți permis de conducere, dacă vi spun, sunteți în stare de a lua o mașină, să mergeți din București până în Pitești? Probabil că da, deci aveți încredere în voi că sunteți în stare. Foarte probabil, perché se referă la mine, dacă cineva m-a spune ești în stare să iei un elicopter să zbori de aici până în Pitești, în cazul ăsta spun că nu sunt în stare. Dar asta nu înseamnă că nu am încredere în mine. Presupun că dacă aș avea chef de așa ceva și avea timp și bani, mi-apuc, studiez și după o perioadă de timp rezonabil o să fiu în stare să pilotez un avion. Deci, scăpați de toate prostiile acestea de autosugestie, pentru că nu servesc la nimic, nu doar că nu servesc, dar sunt foarte periculoase, pentru că dacă într-adevăr poate fi o problemă faptul că te subevaluezi, faptul că te supraevaluezi poate fi extrem de periculos. Deci, competența și încredere în sine despre competența se bazează pur și simplu pe fapte. Adică dacă ești convins că știi să faci ceva, fa-o și așa capați competența. Există un alt fel de încredere în sine
mult mai adâncă, mult mai importantă, dar va trebui să, vede că deja am depășit timpul, va trebui să vorbim în zilele următoare, pentru că vreau să fac niște variații despre încredere săptămâna asta. Deci, lăsați balta toate chestiile New Age și, pur și simplu, bazați-vă pe competența adevărată. E singura metodă de a capăta, într-adevăr, încredere în sine. Ne vedem mâine la aceeași ora, o zi plăcută în continuare și cu multă încredere. O zi bună tuturor!